Doamnelor, domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu Bulin, alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine v-am regăsit! Avem o problemă. Problema gunoaielor, care se pare că nu le va primi nimeni peste foarte puțin timp. Am mai tras semnalul acesta de alarmă, autoritățile cunosc, nu s-au găsit încă soluții. Nu, nici nu o să se găsească în situația actuală. Eu am urmărit atent ce a zis domnul Iluță Cocriș, care este în temă, domnul Iluță Cocriș de la mediu, și domnul Cocriș lucrează la mediu de ani de zile și știe foarte bine despre ce este problema. Acum, evident că vinovată pentru această situație este administrația PDL. 4 ani de zile, Consiliul Județean Suceava nu a fost în stare să rezolve problema gropii de gunoi. Bineînțeles, explicații se găsesc și știu că sunt explicații. Că avem licitații, că avem contestații, că avem Uniunea Europeană care ne impune nu știu ce, nu știu că cum. A plouat, că a nins. Bun, dar lăsăm explicațiile. În 4 ani de zile, administrația PDL nu a fost în stare să rezolve cea mai importantă problemă a județului Suceava. Mi-aduc aminte că era o prioritate pentru da, ei, era nu? O prioritate din gură. Deci a județului Suceava, pentru că aici nu vorbim doar despre gunoaiele din municipiul Suceava, cele din municipiul Fălticeni, Siret. Avem un județ întreg, fără 114 localități. Și problema transportului gunoiului nu este doar pentru municipiul Suceava. Bineînțeles că aici e cea mai mare problemă, pentru că se face cea mai mare cantitate de gunoi. Însă e o problemă a județului. Administrația județeană, în cei 4 ani de guvernare a județului, și repet pentru a mia oară, în care a avut primărie, a avut Consiliul Județean, a avut guvern, a avut președinție, a avut curte constituțională, a avut pe dracu și deci pe lacu, absolut orice, absolut tot, nu a fost capabilă să rezolve această problemă. De ce? În loc să, pentru că se lucrează în România electoral, se lucrează exclusiv electoral și s-a umblat pentru un peticit de drum să se taie o pamlică, pentru o vopsit gardul la o școală la tăiat de pamlică. Nu era asta, de fapt, cea mai mare realizare? Bine, asta era pentru că mergi la popor și poporul vine baba fără dinți în gură și moș cu rachiu în cap și când vede că a fost, uite ce ne-a făcut nouă. Dar cea mai importantă problemă asta era. În loc să se taie pamlici la toate prostiile pământului și la 3 rețele și la 3 peticeli de drumuri, trebuia să se facă această groapă ecologică de gunoi. Pentru că se știe de ani de zile, se știa care este situația și că nu, groapa asta de gunoi nu este, Adriana, ca un viscol care vine, ca un nisoare cu viscol care vine în luna august. Nu? E o problemă despre care se știa. Deci de administrația de știa. PDL este vinovată. Că trebuiau să facă aia dinainte, sunt de acord. Dar noi vorbim despre ultimii 4 ani. Eu cred, nu trebuie să fii specialist. Nu cred. Sunt convins că în 4 ani de zile poți să faci o bortă în pământ și să pui 2 instalații de învârti gunoi acolo. Cred că se poate face lucrul ăsta dacă se dorește, dacă într-adevăr cineva era chitit să rezolve această problemă. Repet, toate instituțiile le-a avut Partidul Democrat Liberal și trebuia prin pârghii, și mai urmând de faptul că Gheorghe Flutură cu funcție de conducere la PDL la nivel central, cu miniștri aduși pe aici, aduși cu afinată, cu doamna Udrea dându-și perișorul peste, de pe fruntică, cu ochișorii peste cap, cu ministrul mediului, cu ministrul pădurilor, cu toți miniștri ăștia, așa, care au venit cu afinată și la, pe șantiere, lasă-mă șosea de centură ocolitoare, că se poate și fără șosea de centură. Dar fără groapă de gunoi nu se poate și se vede lucrul ăsta acum. Bun. Am încheiat subiectul ăsta. Cu trecutul. Hai cu trecutul. Hai să vedem prezent. Cu prezentul. Domnul Cătălin Nechifor a plecat în excursie în străinătate astăzi. Într-o delegație la Viena cu niște oameni de afaceri, cu domnul prefect Donțu. Un simpozion. Un simpozion cu nu știu ce. O fi și simpozion, ale important. Să o dau o sărățică și acolo. Poate se dă și o bere sau te mai mergi la șombru, dar mai mergi la un muzeu. Simpozionul ăla sau problema asta însă cu în condițiile actuale, domnul Nechifor, dacă era un om responsabil,
rămânea la Suceava să rezolve problema. Suntem în, la, pe 3, da? Da, pe 3. Pe 16? Da, se închide. Se închide la Botoșani. Nu există nicio soluție. Și nu o să fie nicio soluție, Adriana. Și aș fi așteptat ca un om responsabil, ca domnul Nechifor, care este președinte al Consiliului Județean Suceava, care a venit la conducerea județului pe valul schimbării, să plece PDL-ul că este incapabil și că este antidemocratic și tot, să vină domnia sa și în calitatea pe care o are de prim ales al județului Suceava să ia problema în mână. Dumnealui și cu domnul prefect cu numele Florin Sinescu. Domnul Sinescu este cu numele prefect. Prefect este Ovidiu Donțu. Dar ai plecat acum, înțeleg, și domnul Donțu în străinătate, în excursie, și domnul Nechifor. Trebuiau amândoi să rămână aici, aici cu domnul Sinescu. Păi nu e și asta o situație de urgență? Asta e situație de urgență. Trebuia întrunită comisia de urgență a județului Suceava. Să stea prefectul decorativ Florin Sinescu, adevăratul prefect Ovidiu Donțu, cel mai ales dintre suceveni Cătălin Nechifor. Să cheme șeful de la APM sau pe domnul Iluță Cocriș, cine mai e șef pe acolo, să cheme Direcția de Sănătate Publică, pentru că vorbim despre un atentat la sănătatea publică. Sigur că da. Pe domnul Abiții, să cheme, nu știu, alte instituții, așa. Pe toți specialiștii care... Eu nu înțeleg de ce, adică probabil că se fac niște rapoarte, serviciile speciale trebuie să înainteze niște rapoarte, SRI-ul și cine mai este, la, superiori de la București. La Suceava este o problemă de sănătate publică, este pusă în pericol sănătatea publică. Și comisia de urgență trebuia să stea aici la Suceava și să-și bată cap. Bine, nu puteau rezolva peste noapte ce nu s-a rezolvat în 4 ani, nu? Eu vorbesc despre responsabilitate și despre implicare. Și nu mă interesează cum, pentru că eu nu sunt factor decident, Adriana. Eu nu sunt factor decident. De-aia ei sunt acolo. Eu am un creier cu care să gândesc și am o oarecare experiență de viață și am pus și un pic de școală și am mai citit o carte. Și îmi dau și eu cu părerea. Dar trebuie să te implici. Acum, domnul Nechifor este în situația lui Gheorghe Flutur. Domnul Nechifor are Ministerul Mediului, are domnul prim-ministru. În data are și președinte pe domnul Antonescu, că ăștia schimbă tot, rad, calcă tot în picioare. Așa, și să se ducă domnul Nechifor să stea la București și prefectul Ovidiu Donțu să stea la Suceava și să vadă, nu știu, să ia gunoi un cârcă, să-l ducă ei, să găsească cu măgăruși, cu teleguța, să-l ducă, să facă o bortă în spatele prefecturii, la palatul administrativ, o bortă acolo. Nici transportul nu e o variantă, deci, domne, bună. Adriana, sunt niște oameni care gândesc numai în cheie politică și totul este o fanfaronadă și totul se face pentru voturi și nu se fac lucrurile temeinic și nu sunt oameni responsabili. Sunt responsabili doar din gură și în momentele electorale. În rest, nu vorbim despre oameni responsabili. Pe cei care sunt aleși, pe ei interesează binele lor personal, al anturajului, și să rămână cât mai mult în funcție. Nu interesează. Și aceasta este, cred că, cea mai gravă problemă cu care se confruntă județul Suceava de ani și ani de zile. Că, ți-am zis, cu cârpitul unui drum merge roata așa, așa, două naibii. Că nu-i școala avăruită, hai, mai merge. Dar să lași tu un județ să fie inundat de gunoaie, asta mi se pare o crimă. Din nefericire, în România, nimeni nu face pușcărie pentru astfel de lucruri. Că ar trebui să facă pușcărie, cum există răspundere ministerială, să existe o răspundere pentru niște oameni. Și încă o chestiune, ar trebui ca să se legifereze o chestiune. Domne, ai promis în campanie electorală asta? Domne, să fie literă de lege, ca și cum ar fi un contract. Asta ai promis, n-ai făcut, să te duc la pușcărie. Ai promis asta în declarațiile publice. Declarația publică să fie luată ca o literă de lege și să fie băgată în pușcărie pentru minciună ordinară. Da? Ca și cum să fie catalogată ca și cum ai minți în fața instanței când mergi la un proces. Da, da, da. Așa ar trebui. Pentru că nu se poate în 2012 să stai cu 2 săptămâni înainte de a se închide și groapa de gunoi la Botoșani, să nu știi ce se întâmplă, este doar în fund, să spui palma în fund și să te duci. Unul s-a dus, s-a făcut șef la București la partid, unul s-a dus în excursie în Austria. Despre oamenii ăștia vorbim. Și despre schimbare. Care schimbare? Pleacă Vasilică și vine Costică și lucrurile sunt la fel. Sunt revoltat. Pentru ceea ce se întâmplă, sunt efectiv revoltat, pentru că nu sunt oameni responsabili. Cum mai? Chiar... Eu, dacă eram în locul domnului Nechifor și oamenii care, mă, nu trebuie să, bun simț ai, nu te mai duci acolo, stai dreapul aici, stai aici și nu te miști, că o rezolvi, că nu rezolvi, stai în aibă aici, nu te miști din scaunul ăsta, că este o problemă, că te preocupă, nu? Că este o problemă foarte, foarte gravă, da? Poate găsește soluția acolo, în Austria. Hai, măi, Adriana, unde să o găsească? Unde? La Șombrun sau unde să o găsească? Sau pe o terasă, la cafenea? Hai.
Sorin, am înțeles că ai niște informații foarte interesante legate da, de legat de bacalaureat, la bacalaureat la Suceava. Suceava este un județ care nu este bine văzut, în special nu este bine văzut din cauza rezultatelor bune și foarte bune pe care le-au avut elevii noștri și la olimpiade, dar în special la examenul de bacalaureat și la asta cu testele naționale, nu știu cum le mai spun eu acum, cu clasa 8-a, dar cu bacalaureatul. Da. Că Suceava întotdeauna apărea pe acolo, locuri fruntașe, sus, acolo sus, noi procente cu Mihedin, foarte bune. Și de când a fost domnul Funeriu, ministru al educației, unul dintre incompetenții care au ajuns într-o funcție de ministru, că în România nu se ajunge pe competență, pe incompetență se ajunge, s-a creat așa o ură, există un val de ură care vine de la București spre Suceava când sunt examenele astea. La Suceava, dacă în alte părți din țară, în alte județe din țară, acum la examenul de bacalaureat sunt 2-3 monitori sau nu știu cum se cheamă, inspectori trimiși de București, de fapt niște profesori strânși din țară și trimiși așa, la Suceava sunt 23. Oh. Deci 23. Este clar că este o chestiune cu premeditare și e o chestiune răutăcioasă. Și ce trebuie să găsească aici? Să găsească, aici? Să aibă grijă ca profesorii să nu-i ajute pe elevi. Însă, înțeleg de la oameni foarte, de la surse foarte bine informate, că acești monitori, acești zbiri trimiși la București, care trebuie să monitorizeze, ei nu trebuie să corecteze, nu trebuie, trebuie să stea să caște gura, știi? Cum deci să face ăștia, cumva spaima în profesor, cum sunt de la ONU trimis să supravegheze alegerile din Sierra Leone, să spunem, și care scap de acolo, că îi împușcă pe toți. Trebuie să stai acolo să caști gura. Și ei au venit la Suceava achitiți și au început să se ia de profesorii corectori și să-i caute prin poșet, să le țină poșetele, că n-ai voie cu poșeta. Păi ce-i asta? Că telefonul este închis. Mă, dar poate îmi sună copilul, că e acasă și are roșu în gât. Da. Poate am de luat o pastilă, că mi se face rău. Și au început ei cu aroganțe dintre astea. Într-un centru din Suceava de corectare, profesorii s-au revoltat pe bună dreptate și au spus, domnule, noi părăsim centrul de corectare, luați și corectați voi. A auzit șeful inspectoratului școlar, domnul Lazar, și domnul Lazar spre lauda domniei sale a fost foarte ferm și le-a spus monitorilor trimiși de la București, domnilor, dacă nu vă comportați civilizați și nu puneți și nu vă lăsați și puneți presiune în continuare pe profesori care și așa sunt tracasați și din vari motive, da? Fac hârtie și vă trimit la București. Domnul foarte Lazar, bine. Șeful inspectoratului școlar, este de apreciat pentru, da, atitudinea domniei sale, pentru că a fost ferm. Și nu s-a speriat de cei... Dar cine-ți păstori niște profesori, da, trimiși de noștri? Trimiși cu un suntem, anumit scop. Suntem o țară unde știm numai să ne dăm la geale și să ne urâm unii pe alții și să ne suspectăm de tot felul de prostii și să ne arătăm mușchii unii altora, că eu sunt mai deștept ca tine și să facem rău. Asta știm, să facem rău. Să, da, facem bine, cel mai nu știe bine, nimeni. Dacă domnul Lazar își menține poziția în continuare, eu m-aș bucura foarte mult ca profesorii care au dat dovadă de exces de zel să fie trimiși încă de acum de la Suceava, dar nu cu trenul sau cu așa, pe jos. Să îi trimită pe jos. A, dacă vor să-și cumpere ei bile de autobuz sau de teleguță. Dar comportament din ăsta abuziv și ce vor ei să demonstreze? Ce vor să arate profesorii de la, trimiși de la Ministerul Educației? Că ce? Că stau și cum adică mă să-mi iei mie poșeta? Cum să-mi închizi tu mie telefonul mobil? Unde scrie asta în legea educației? Da. Este, da, în România lucrurile au degenerat complet și ele cale de întoarcere nu mai au, pentru că la noi nesimțirea primează și dacă ești nesimțit, răzbați. Ăsta este mesajul transmis în aceste zile și mai de mult, că nu doar ăștia de acum sunt niște impertinenți. Sunt primii, că s-a schimbat impertinența PDL-ului cu impertinența PSD-ului. Da? Nu, n-au venit alții mai brești, din nefericire. Și această țară este condamnată să fie condusă în continuare de niște impertinenți și de niște nesimțiți. Însă, nu trebuie să, mirăm, să ne mirăm că așa stau lucrurile, pentru că noi suntem un popor de impertinenți și de nesimțiți. Pentru că fiecare țară are conducătorii pe care îi merită, că ei sunt aleși dintre noi, nu s-a dus din altă parte. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!